În încercarea de a reduce numărul șomerilor, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj organizează cursuri de formare profesională pentru cei înscriși în baza de date a agenției. În această perioadă organizăm 8 cursuri de formare și anume cameristă, comunicare în limba germană, electrician întreținere și reparații, expert achiziții publice, fasonator mecanic, lucrător în comerț, lăcătuș mecanic întreținere și reparații și sudor. Săptămână de săptămână, firmele gorjene notifică Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru că au nevoie de personal calificat. La mare căutare sunt sudorii, lăcătușii și electricienii. Așa că, după ce au făcut un studiu al pieței, reprezentanții AJOFM Gorj au decis să organizeze aceste cursuri tocmai pentru a corela cererea cu oferta. Mulți cabanieri, să zic, și administratori de pensiune au nevoie de cameristă. Comunicare în limba engleză pentru că este mare cerere în Germania, avem cele mai multe locuri de muncă prin serviciul EURES și foarte multe persoane doresc să plece, dar nu cunosc limba germană. Electrician, lucrător, lăcătuș mecanic și sudor, sunt foarte multe firme care ne solicită și din păcate în Gorj poate că au plecat foarte mulți în alte localități sau nu știu ce se întâmplă, că nu mai avem lăcătuși și nici sudori și nici electricieni. Când primesc o astfel de solicitare, funcționarii AJOFM scanează lista celor peste 9.000 de șomeri gorjeni, doar vor găsi angajații potriviți. De cele mai multe ori însă nu pot onora solicitările angajatorilor.